Necazurile prefectului Drăghia cu legea au început imediat după ce acesta a fost instalat în funcție. Din diferite motive, el a semnat mai multe ordine, în urma cărora mai mulți primari au fost destituiți din funcție. Motivul invocat a fost că aceștia au fost aleși pe listele altui partid și se pregăteau să candideze pentru un nou mandat din partea altei formațiuni politice. Se pare însă că Drăghia nu a ținut cont de procedura pe care legea o cere a fi îndeplinită în astfel de situații. În urmă cu 6 luni, atunci când a fost investit în funcția de prefect domnul Drăghia, a doua zi dimineața la ora 9 a deja am fost demis din funcția de primar. Deci eu consider că este un abuz în serviciu din mai multe considerente. În primul rând că trebuia făcut un referat, trebuia trimis la primărie, secretarul primăriei trebuia făcut un referat în acest sens să vedem dacă are dreptate sau nu. Și apoi urmați suspendare sau demitere. În acest moment, prefectul Drăghia este cercetat penal pentru că nu a respectat legea și condițiile impuse de lege. El a emis ordine de încetare a mandatelor la 11 primari din județul Medinți fără a avea actele necesare legale care trebuiau la aceste emiteri de ordine. Ca urmare a ordinelor semnate de prefectul Nicolae Drăghia în unele primării, activitatea a fost blocată aproape complet. Un exemplu este comuna de Vesel, unde lipsa primarului a afectat derularea mai multor proiecte de investiții. Această demitere a tras după ea foarte multe și drepturi salariare, dar nu e neapărat, nu consider chiar așa un capăt de țară, cât eu aveam proiecte în derulare, aveam recepții de finalizat, se derulaseră, n-am mai putut face, am înghețat primăria din acel moment. Prefectul Drăghia e cercetat penal pentru 4 infracțiuni și acelea sunt 1. Abuz în serviciu contra intereselor publice, 2. Falsuri materiale în scrisuri oficiale, 3. Fals intelectual și 4. Uz de fals. Așa se face că pe numele prefectului Nicolae Drăghia au fost formulate mai multe plângeri penale la parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin. El este acuzat că a încălcat numai puțin de 4 articole din codul penal. Conform purtătorului de cuvânt din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Drobeta Turnu Severin, dosarul numărul 2623 /P/2012, privind plângerea formulată de mai mulți primari împotriva numitului Drăghia Nicolae pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de articolul 248, 288, 289 și 291 din codul penal, se află în lucru la organele de cercetare penală ale Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți, Serviciul de Investigare a Fraudelor. Pentru ordinele semnate împotriva prefectului Nicolae Drăghia a mai fost întocmit un dosar de cercetare penală doar pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. În cauză, procurorii au decis neînceperea urmăririi penale pentru această infracțiune, dar au disjuns cauza deoarece sunt indicii privind săvârșirea unei alte infracțiuni. Cu privire la faptele penale de care este acuzat Nicolae Drăghia, nu a putut fi contactat pentru a-și prezenta poziția.